repere ale unei medicini integrative, medicina isihastă și viziunea ghelasiană. 3. Considerând că păcatul adus la uitarea și negativizarea memorilor vieții, Isihastul precizează că medicina Isihastă nu este naturistă și vegetariană, ci este o medicină a comunicării memorilor. Pe această direcție a reamintirii memorilor vieții și în sensul de ieșire din memoriile negative este orientat modul de intervenție al medicinii sihaste. Insistența pe această taină a cerealelor este legată și de faptul că acestea păstrează arhememorile unei hrane de viață. În acest sens, este de înțeles insistența pe chipul pâinii ca fiind însuși chipul hranei de viață. De fapt, ca viziune de medicină sihastă, medicina comunicării memorilor, se propune chiar o clasificare a alimentelor în acest mod al tiparelor de memorial: astfel arhe memorialul pur, cerealele, memorialul de propriu răspuns, proteice și leguminoase, memorialul de comun, de comunicare, amidonoase și fructe. În aceste considerente ale prezervării și comunicării de memorial, se indică și o selectare mai strictă a hranei. Însă, în primul rând, trebuie să nu se ucidă hrana, adică trebuie să nu distrugem formele, așa cum face fierberea care trece în structuri prin distrugerea formelor, ceea ce efectează memorile vitale care apoi sunt refăcute cu greu de organismul nostru. În al doilea rând, nu trebuie să se amestece sortimentele, indică folosirea a maxim 3 din, acest, din aceeași categorie. Dulciuri cu dulciuri, proteice cu proteice, amidonoase cu amidonoase. Este de amintit aici și dospirea ca un proces fericit de rememorare a memorialului de comunicare reciprocă. Dar atenționează asupra modului de dospire în care nu trebuie să fie implicată o substanță rafinată, ca oțetul, acidul acetic, ci trebuie să se producă natural o autoacidifiere, alcalinitate. În atare viziune, dospirea este similară cu fierberea, de aceea în loc de fierbere se indică dospirea în proprie fermentare ca proces ce nu distruge și nu modifică elementele nutritive. Ca medicinei sihastă evocă explicit și terapia prin post. Se evidențiază astfel postul ca un medicament serios, ca fiind un remediu serios chiar în bolile grave. Indica astfel un post cu alimente nefierte, fără mâncăruri de origine animală, care mediu în toate bolile. Precizează că medicina isihastă nu admite nimic omorât, întrucât nicio o informație moartă nu mai trebuie introdusă în organismul bolnav, nici măcar prin apă. Nu recomandă de altfel, din perspectivă terapeutică, fierberea apei, nici chiar în privința ceaiurilor, ci ce sugerează lăsarea în apă a plantelor până la a doua zi sau mai mult. Argumentează că numai după căderea din rai se trece de fapt la mâncarea omorâtă, care aduce modificări și anormalități în fiziologia organelor corpului, invocând pe temei scripturistic faptul că în rai nu se mânca nimic fiert. În acest orizont al unei fiziologii originare, Încearcă și o prezentare schematică a unei fiziologii de orientare creștină, întrucât este încredințat că nu este posibil o medicină fără o descriere a fiziologiei, fără o privire asupra structurilor funcționale. Consideră, pe de altă parte, toate bolile digestive și chiar o parte din cele de inimă sunt determinate de o floră micro microbiană ce are la bază și este întreținută, de fapt, de o hrană cu alimente fierte și moarte. De aceea, în sacroterapia isihastă, unul din aspectele vizate este tocmai schimbarea florii microbiene toxice din intestine, văzută drept cauza majorității bolilor interne. Este vorba de o schimbare a florei intestinale în care alimentația, hrana selectivă, are rolul principal. Din punct de vedere terapeutic, face și o altă împărțire a alimentelor, mai detaliată, ca explozive și de depunere, arată, raportat la alte clasificări, că și alimentele Yang pot fi explozive și de depunere, la fel cum pot fi și cele considerate in. De fapt, ca medicina isihastă, susține că fiecare aliment are o formă și un conținut, forma ca informație și conținutul ca structură. Arată astfel că alimentul viu este alimentul neutru, neutrul fiind o supraformă, o suprainformație, ca echilibru peste in și yang. Mai mult, din perspectiva unei identificări practice, face o corelație cu aspectul coloristic, culoarea fiind un indiciu informativ de recunoaștere a predispoziției unui aliment spre a fi exploziv sau de depunere și în, conse în consecință cu efect de hrănire a structurii ori a formei organelor. Isihasul atenționează și că, în viziunea medicinii isihaste, bolile sunt menținute de o alimentație explozivă ce distruge organele corpului. De aceea indică alimentele neutre, integrale, energie acumulativă, ca pe unele ce într-adevăr hrănesc și refac organele corpului. Printre aceste alimente menționează pâinea harică, pâinea puznicească, ca fiind cel mai haric aliment. Desigur, medicina isihastă, definită ca medicină și de suflet și de corp, atenționează asupra unei hrane duble, atât de suflet cât și de corp, deodată și în egalitate. Consemnează însă și un anume efect al unei hrăniri, respectiv nehrăniri specifice a sufletului ce se răsfrânge și asupra corpului. Astfel susține de pildă că lipsa cuvântului sacru pentru suflet produce dereglări de asimilare a apei în organism, lipsa Sfântului Duh aduce o neasimilare a luminii, iar lipsa de rugăciune către Dumnezeu Tatăl aduce anormalități de asimilare a pâinii și a hranei alimentare. Insistența medicinii haste si este pe alimente neutre, nefierte, indiferent de culoare, mai ales semințe, cu recomandarea ca peste jumătate să fie cereale, grâu în special, iar restul alte vegetale și semințe oleioase. Această insistență pe hrana cu cereale nu este rigidă și exclusivistă, ci este văzută într-un raport armonic cu hrana din natură, ce se devoalează ca urmare a unei în înțelegeri a echilibrului omului ca fiind totodată în raport de o anume legătură între supranatură și natură. De fapt, în acest sens se pornește de la o definire a omului ca supranatură, în unire cu natura, care se interpretează apoi în planul hranei biologice într-o dublă deschidere ca supranatură, cerealele și natură, leguminoase, fructe. Astfel, în această chie de lectură a deschiderii duble a hranei biologice, cerealelor li se atribuie un rol preeminent de supranatură, în ghilimele, în raport cu natura. În acest orizont de relaționare și în același timp de întâietate între supranatură și natură în chipul omului, se poate înțelege și ce înseamnă o naturizare a omului ca efect al păcatului, care debalansează, chiar inversează, raportul între hrana cu cereale ca purtătoare a amprentei arhetipale de supranatură și cealaltă hrană din natură. Altfel zis, consecința acestei naturizări a omului, asociată căderii păcatului, face ca omul și ca hrană biologică să respingă, să tolereze, să suporte mai greu hrana cu cereale. Este ca și cum conflictul între natură și supranatură este transferat, asimilat și la nivel de hrană, hrănire biologică. În acest sens, întrucât vizează și această refacere de armonie din perspectiva unor memorii și ordini arhetipale, a dintre supranatură și natură în chipul omului, se înțelege de ce medicina Isihasta insistă pe hrana cu cereale și se afirmă ca o medicină cu cereale. De fapt, se prezintă hrana și într-o perspectivă iconică în raport de o rememorare a unui arhemodel al hranei, deși printr-o asimilare iconică a unui arhemodel al hranei. Hrana, hrănirea, este abordată în orizontul unui temei, cel al unui arhemodel, al, căr al cărui, a cărui rememorare face posibilă revenirea la sănătate. Bolile se consideră a fi marcate astfel de uitare a arhemodelului, pe de o parte, și de o dedublare, de o adăugire de antimodele distructive, pe de altă parte. Pornind de la sensul creștin al hranei, ca pâinea cea de toate zilele, Isihasul extinde această taină arhetipală a hranei ca pâine, consacrându-o ca pe însăși o terapeutică tratare a bolilor. În această situare arhetipală a hranei în chip de pâine, consideră de pildă boabele proteice ca al doilea chip de pâine. O să observăm astfel această desemnare ca un chip de pâine, ca fiind un supranume arhetipal al hranei, atribuit și unui alt, alt, unui alt produs care nu este cerealier, așa cum este cazul cu boabele proteice. Taina memoriei hranei este înscrisă astfel în chipul pâinii, chip care nu are însă doar un sens material, ci și energetic și spiritual. Apoi, întrucât chipul pâinii are acest sens de memorial cuprinzător, integrativ și chiar de purtător de memorial sacru, Isihasul vorbește de medicina isihastă și ca de o medicină a chipului sacru al pâinii. Terapeutica medicinii isihaste în acest orizont tainic al memorialului hranei valorizează pâinea pusnicească atât ca medicament cât și ca aliment, ca un memorial al tradiției păstrat de către puznici, dar preluat, readus în actualitate, și prezentat în sens medical ca o primă rețetă. De aici se înțelege îndemnul de a ne strădui să ne împrietenim cu acest chip de hrană și de consemnat că indiciul regăsirii memorialului originar al sănătății este dat de recapătarea gustului sacru și plăcut al pâinii puznicești. Astfel, în privința sănătății, tocmai această rememorare în perspectivă arhetipală a chipului omului este cea care poate deveni salvatoare, când ne descoperă integralitatea chipului omului după originea și sensul plinitor al acestei integralități. Ca atare această perspectivă ne poate oferi într-adevăr forma și structura, respectiv modul de articulare a unei terapeutici integrate, sacroterapie, psihoterapie, dietoterapie, mobiloterapie. Însă, indiferent că un încep în abordarea lor de la sacroterapie, alții de la psihoterapie, ori de la dietoterapie sau de la mobiloterapie, suntem credințați că important este ca atenția să fie pe integralizarea cu celelalte direcții și ținte terapeutice. Pe de altă parte, urmând o focalizare antropologică, se poate observa cum rememorarea chipului omului se desfășoară în contextul a trei memori memorialuri confluente, Interferente în integralitatea acestui chip, anume al omului, ce se naște, ce apare în existență. Astfel, avem memorialul de moștenire de natură, apoi memorialul de moștenire din părinți din Neam și supra-memorialul de persoană-suflet creat de Dumnezeu la zămuslire. Desigur, printre memorialurile enumerate, cele de moștenire sunt amestecate și cu memorii ale căderii și cu memorii negative ale păcatului. Însă, remarcăm faptul că acestui melanj de memorii de moștenire îi se adaugă și supra memoriile proprii chipului de suflet persoană ca dar de creație primit direct de la Dumnezeu. Este un dar prin care omul poate să-și mențină și să-și prezerve chipul și chiar mai mult poate să-l integreze, iconizeze plinitor în orizontul originar echipal. În această așezare orientare, reținem că medicina adevărată ar fi cea directă a persoanei care trebuie să-și regăsească acea conștiință propriu-zisă, ca apoi memoriile de persoană să pătrundă și în suflet, pe care să-l trezească și de aici apoi și în trup. Însă și rețetele medicinii sihaste, ce se concretizează în acest orizont, al rememorării chipului omului sunt alcătuite în contextul întrepătrundrii acestor memorialuri. De altfel, chiar și normalul și anormalul sunt recunoscute, identificate în raport de perspectiva aceasta personalistă asupra chipului omului. Cităm, omul normal este omul direct persoană și apoi al structurilor sale, omul păcatul este omul contrarilor fenomenelor sufletești și trupești. În demersul de rememorare a chipului omului apare deci în prim plan realitatea fundamentală a persoanei care trebuie să inspire memorial divin, pe care trebuie să-l adâncească apoi în structurile sufletești și trupești, întrucât persoana ca însăși fondul chipului și cheie a integralității lui are taina de a se suprapersonaliza cu îmbrăcămintea memorilor de persoană directă. În lipsa aspirării asimilării acestui memorial divin, altfel zis, în absența acestui demers de rememorare a chipului omului ca integralitate după originea și sensul său arhechipal, ceea ce echivalează cu o ratare a autenticei rememorări a chipului personalizării și asupra personalizării omului, apar și inevitabile consecințe asupra înțelegerii de pline autentice a chipului omului și, prin urmare, și asupra înțelegerii sănătății și bolii, cităm, fără memorialul divin, persoana devine mecanică și structurile la fel devin mecanice, de unde știința, care constată doar mecanicismul psiho chimic boala noi o simțim ales în trup, că trupul este reflectarea directă a tuturor contrarilor structurale. Trupul este vulnerabil și se consumă până la moarte, sufletul rezistă, iar persoana este veșnică. Isihastul subliniază că opoziția și înstrăinarea față de divin ne lasă într-un propriu gol în care sufletul își uită memoria originii ființiale de unde degenerarea apoi și pe planul său energetic și corporal. Însă, păcatul ce ne contrariază față de divin produce o ruptură și a integralității noastre, care nu se poate prezerva în afara relației cu modelul divin, arhechipal. Contrarietatea generată și întreținută de păcat, negativismul său este văzut ca însăși cauza fundamentală a bolii. De aceea terapeutica Isiha să țintește în fond o ieșire din contrarietate și o refacere a integralității chipului omului prin accesarea și asimilarea prin intermediul sufletului a memoriilor originii ca memoria ale vieții ce se răsfrângă apoi și în corp. Uitarea memorialului divin are efect direct determinant asupra demersului de rememorarea chipului omului, dar are și un efect indirect, întrucât în golul acesta de memorial divin apare posibilă adăugarea, dezvoltarea și perpetuarea unui memorial parazitar, un memorial de dedublare fantomatică, care se poate și mai mult extinde ca efect până în informaticul fizico-chimic al funcțiilor organice. Isihato prezintă de altfel efectele în cascadă ale căderii în gol din memorialul divin. Sunt efecte ce se răstrâng până în funcțiile organice și structurile fizico-chimice, începând cu oferirea ambientului de engramare a inconștientului, respectiv a subconștientului, întipărite pe suport specific, atât ca suflet psihiz, cât și ca informațional, energetic, mental. În aceste conzerente, în raport de acest complex de influențe și interferențe de memorialuri, chiar de formă, structură și suport diferit ontologic, Isi o reclamă o terapeutică integrată și previne. Medicina obișnuită blochează prin medicamente tranquilizante circuitele nervoase, rămânând însă focarul psihic. Trebuie acționat pe cercul psihic vicios. În contextul conlocuirii acestor memorialuri, de menire și destin, supranaturale și naturale firești, cu cele de adaus, parazitare generate de cădere și păcat, de remarcă simptomatologii directe sau indirecte între inegale ca accent, intensitate și preponderență. Simptome directe ale lipsei de memorial divin, anxietate și neîncredere, dar și simptome de psihic, suflet, autodistrugere, gol de sentiment de viață, melancolia morții și simptome de informatic fizico-chimic în corp, în organe și funcțiile acestora. Medicina pe care o prezintă ishiastul aduce în atenție panoramică, așadar, toate aceste simptomatologii sau această simptomatologie complexă în întregimea și straturile ei. De fapt, inițial, căderea și apoi păcatul generează, întrețin și perpetuează în viața omului această structurare împletită a memorilor rele cu memorile bune. Se dezvoltă, deci, un mod de coexistență dar și de confruntare pe o linie de întâietate și supremație între memorialul rău și memorialul bun. În urma acestei confruntări se poate fi boala psihică pe care, în contextul, definește simplu ca pe o dominare a memorialului rău asupra memorialului bun. Ca terapeutică, depășirea, ieșirea din boala psihică este văzută de pildă ca modalitate de a recurge la un supra-memorial al eului personal care este identificat ca o integralitate psihofizică. Este recunoscut deci ca un întreg conștient cu tot memorialul psihic, organic și de destin menire. În acest sens, Isihastul face o delimitare între zisa conștientizare de tip psihanalitic, care ar produce ușurarea și chiar vindecarea, și calea de tămăduire prin recuperarea acestui întreg conștient al legului personal ca supra-memorial. Acest memorial al păcatului, evident, nu e unul neutru, pasiv, ci este unul cu consecințe ontologice existențiale, unul care, conform Sihastului, produce două efecte majore. Pe de o parte, generează memorii fantomatice care distrug capacitatea psihică normală printr-o dedublare paranormală și, pe de altă parte, risipește energiile din organele corpului pentru un consum energetic exploziv. Acest fel identifică o luptă dublă a psihoticului cu fantomele psihice cu efect, efecte în creier și nervi, pe de-o parte, și cu distrugile energetice din corp, cu, reflectări, cu reflectările în sex, pe de altă parte. În raport de aceste direcții de propagare ale efectelor, sugerează că trebuie orientat și un tratament integrativ. Astfel, vedem încă o dată cum ne este adusă în atenție această realitate complexă a memoriilor. Putem reține și cum se invocă și argumentul recunoaște chiar de creștință a faptului că ne naștem cu un, cu un întreg bagaj de memorii locate fie direct în psihic, fie în informaționalul funcțional, organic, biologic. Se observă totodată în context și o distinție pe care o face între capacitatea de memorare a creierului și memorile arhitipale model, cele anterioare ce dau de fapt structura creierului și structura memorilor vieții proprii remarcăm în același timp și extensia acestor memorii în memoriile de funcționalitate organică ce conectează și integrează creierul cu organele. Însă, Isihasul consemnează și un memorial de inimă, atât ca centru memorial, cât și ca unire de întreg memorial, întrucât consideră că în inimă este locată de fapt ușa de legătură între suflet și corp. Ca atare aici, în inimă, se află calea de intrare a memorialului de suflet psihic în corp, și subiacent de aici se desfășoară traseele și repartițiile aferente. Urmând această orientare creștină a medicinii, Isihasul prezintă și acele fețe care realități suport, ca forme pe care se întipăresc, în care se structurează de fapt aceste memorii. Adică vedem acele fețe în număr de trei care sunt cuprinse, coexistă în chipul omului, dar care trebuie și unite, relaționate și integrate iconic. Astfel, avem față de chip divin, arhetipal, față de chip de ființă de creație, suflet, și față de chip material corporal, energomaterial. Sau, urmând o formulare în alți termeni, să le spunem psihologici, supra-eu, eu, ego, Isihasul surprinde de asemenea că ființieritatea realitatea proprie în realitatea sa are trei direcții deodată care trebuie să fie în corespondență, comunicare și corelație. Și anume, supra-eul de filiație, integralitatea și duhovnicia, eul personal de suflet, spiritualul, egoul energetic organic corporal, fizic materialul organic. Folosești în acest vorbește în acest sens de boala pe care noi o avem în corespondență directă pe energeticul organic, unde se centrează și supraeul și eul. De remarcat că procesul de golire de memorial apare aici prezentat în raport de fiecare din aceste trei fețe, ce ar trebui să se constituie integrativ, iconic, în unitatea chipului antropologic. Așadar, sunt goliri de memorii ce produc efecte patologice vis-a-vis -vis de fiecare față în parte, care afectează fiecare față, adică generează și patologii specifice în raport de realitatea suport sau de fața afectată. Astfel, avem boli ale feței arhetipale, boli ale feței sufletului ca bol ale firii personale și boli ale feței corpului ca bol organico-fiziologice. Însă, în viziunea izihastă propusă se pronește de la origini, adică de la identificarea faptului că în realitate noi avem o bază trinitară arhetipală și anume pecetea de chip divin, apoi chip-forme de suflet creat propriu și apoi chip-corp individual dar se precizează totodată și că, din perspectiva acestei ordini arhechipale de temei trinitar, fiecare chip formă din cele trei evocate, are la rândui și structura sa de asemănare analogie, nu ca trei structuri, ci ca o structură în trei fețe. Prin urmare, se detaliază această bază trinitară arhetipală într-o logică triadică ce ne relevă și structurile triadice ale acestor chipuri forme. Astfel de vedem cum chipul, forma, sufletul nostru la rândul său are o structură de trei fețe, entitate, duc, eu personal. Apoi vedem cum chipul, forma, corpul nostru de asemenea are ca structură trei fețe, minte, sistem nervos, simțire, sistem circulator, volitiv, sistem organic. În plus vedem că legătura intermediarul puntea dintre aceste asemănări analogii de fețe, ale unicului chip ființial personal este dată de cele trei bioenergii informaționale, mobile și acumulative. Este astfel descoperită o întreită taină de întreite fețe chipuri ce conturează viziunea iconică ziastă prin care se poate înțelege integralitatea chipului omului din perspectiva medicinii sihaste. Cităm, taina sufletului este taina chipului trăimic dumnezeesc și taina corpului este taina trăimii de suflet. Doar în această viziune putem înțelege medicina integrală sihastă cu sacroterapia ei. În această abordare creștină isihastă suntem îndemnați să ne însușim această logică trinitară pentru a putea înțelege cu adevărat medicina isihastă și sacroterapia ei. În acest orizont al logicii trinitare trebuie identificate de pildă, într-o relație iconică, structura triadică a energiilor corpului energii mentale, energii simțitoare, energii acumulative, în rudire corespondență și ca reflectare a structurii triadice fințiale a sufletului, conștiință, duh și spirit. În acest sens, taina corpului nu este dată numai de structura sa triadică, recunoscută și de către știință, ci și de structura triadică energetică subiacentă, care trebuie subliniat, nu se confundă cu triada sufletului, ce este de natură a energetică însă taina corpului rezidă totodată și în caracterul său iconic, ce reiese din faptul că este pe baza sufletului nostru și după chipul sufletului nostru. Adică corpul este în corespondență și în asemănare cu sufletul. De bună seamă, această triadă energetică a tainei corpului nu înseamnă împărțirea corpului în trei corpuri energetice, ci constatarea faptului că sunt de fapt trei moduri energetice ale unui singur unic corp, ce subîntind, produc și susțin unitar corpul în unicitatea lui. Isihastul insistă în diverse moduri, în contexte diferite, asupra faptului că în medicina Isihastă este de mare importanță reînvierea logicii noastre trinitare, pentru că aceasta aduce reordonarea memorilor din bolile noastre. În această logică triadică se înțelege de ce, Medicina Isihasta afirmă că sănătatea sufletului este în ordinea sacră a iubirii dragostei și dăruirii conștiinței de suflet, iar sănătatea corpului este în sănătatea minții, simțirii și funcțiunilor corpului. Această logică trinitară arhetipală conduce de altfel perspectiva Isihastă la un alt tip de clasificare de alt ordin al sistemelor de boli care este în raport de configurația intimă trinitară a realității. Este o clasificare care se desfășoară organic în siajul acestei viziuni sihaste asupra realității și care, prin urmare, nu-și propune să conteste logica de clasificare a bolilor proprie medicinii academice. De fapt, medicina integrală isihastă încearcă să facă realitatea adevărată, așa cum a creat Dumnezeu înainte de căderea din rai, care aduce modificări și denaturări, pornind de la o premiză, anume aceea că Dumnezeu a creat o creație perfectă, Astfel, ca medicina isihastă integrală, trebuie să ne trezim, în primul rând, conștiința cosmică. Adică trebuie să conștientizăm că fiecare dintre noi suntem în legătură totală cu toată existența. În acest sens, cel al căutării recuperării integralității adevărate, originare, arhechipale, medicina isihastă ține cont de această trăime de creație, de aceste moduri de creație care se întrepătrund fără să se amestece. Deci, recunoaște și afirmă faptul că noi suntem în legătură cu natura și îngerii. Altfel zis, integralitatea viziunii medicinii zihaste este recuperată și în raport de această realitate a treimii de creație, înger, om și natură, în contextul căreia omul este chipul, coroana, legăturii și unirii întregii creații.